Salut și bine ai revenit pe acest canal de YouTube pentru o nouă porție de tehnologie. Cam de o lună de zile testez căștile Huawei FreeBuds Studio, primele căști over-ear ale producătorului chinez ce includ un sistem avansat de Active Noise Cancellation, iar astăzi a venit momentul review-ului lor. Căștile se înscriu în categoria premium, țintind segmentul de audiofili. Practic, odată cu lansarea lor, producătorul chinez se înrolează într-o competiție directă cu numele grele din industrie precum Sennheiser, Sony sau Bose. FreeBuds Studio vine într-o cutie albă, în interiorul căreia găsim case-ul pentru ele, care este compact, gândit să protejeze căștile de zgârieturi de fiecare dată când le transportăm. Cablul de încărcare USB-A la USB-C este găzduit tot în interiorul case-ului, într-un buzunar cu o ușiță magnetică. În cutie mai găsim și nelipsitele cărticele ce includ garanția și un ghid de pornire rapidă. Căștile arată și se simt premium. Sunt o construcție solidă realizată din materiale calitative. Plasticul mat se îmbină perfect cu oțelul inoxidabil și pielea. Sunt destul de confortabile, ușor rigide și cântăresc aproximativ 260 de grame. Dacă la exterior avem plastic, la interior, în zonele de contact cu capul, atât cupele cât și banda care le unește sunt căptușite cu o piele ecologică plăcută la atingere, sub care se află un burete moale, potrivit pentru a asigura confortul în timpul utilizării. Cupele au dimensiuni de 65 x 42 de mm, însă eu aș fi preferat să fie puțin mai mari, astfel încât să îmbrace perfect urechea, fără a simți niciun fel de presiune atunci când le folosesc. Cupele sunt inscripționate la interior, right-left, pentru a le poziționa corect de fiecare dată. Tija metalică de culoare gri permite reglarea căștilor în funcție de nevoile utilizatorului, astfel încât să le poți fixa perfect pe cap de fiecare dată. Dacă la capitolul design, FreeBuds Studio se laudă cu un aspect ergonomic și materiale de cea mai bună calitate, să analizăm și partea cea mai importantă atunci când vine vorba de o pereche de căști, și anume sunetul. Sunetul stereo este de departe foarte bun. Claritate, înaltele și mediile sunt acolo unde trebuie, calitatea nu se pierde nici atunci când sunetul este la maxim. Să mai fi avut puțin mai mult bas și erau acolo. Ce îmi place foarte tare este sunetul foarte curat. Se disting cu claritate vocile, instrumentele. Practic, cu aceste căști ai parte de detaliile care fac diferența. Și nu doar când vine vorba de muzică, podcasturi sau filme, ci și în calitatea convorbirilor telefonice. În ceea ce privește volumul maxim, pentru mine este suficient ceea ce oferă FreeBuds Studio, însă am auzit și voci care și-ar fi dorit ceva mai mult. Acum totuși, să nu uităm că un sunet prea puternic, pe termen lung, poate crea probleme cu aparatul auditiv. Funcția Active Noise Cancellation își face bine treaba aici. Căștile integrează 8 microfoane, 4 dintre ele fiind pentru sensibilitate crescută. Acestea au rolul de a prelua sunetele din jur, de a le analiza și de a ajusta automat modul de anulare a zgomotului de fond. Funcția oferă în aplicație 4 moduri de anulare a zgomotului de fond. Modul dinamic, care ține cont de mediul în care te afli și ajustează automat anularea zgomotului. Modul confortabil, ideal pentru locurile cu puțin zgomot. Modul general, potrivit pentru locurile zgomotoase. Și modul ultra pentru locurile cu foarte mult zgomot. În cazul în care totuși vrei să auzi ce se petrece în jurul tău atunci când ai căștile pe urechi, nicio problemă. În aplicație ai opțiunea Awareness, care îți permite să rămâi conectat la realitate. Totodată poți jungla între cele două funcții, Awareness și Noise Cancellation, și prin apăsarea butonului fizic ce se regăsește pe casca stângă. FreeBuds Studio se pot conecta prin Bluetooth la mai multe device-uri simultan. Împerecherea se face foarte ușor, se instalează aplicația iLife, disponibilă în Huawei App Gallery și în Google Play Store.
Apeși butonul On-Off de pe casca dreaptă, activezi Bluetooth-ul și dai scanare din aplicație pentru a găsi căștile sau le adaugi manual, după care împerechezi cele două device-uri. Căștile beneficiază de Bluetooth 5.2 și integrează două antene pentru semnal potrivite pentru a oferi o conexiune cât mai bună, chiar și în cazul în care telefonul nu este chiar în apropierea căștilor. Pe casca dreaptă se poate observa portul USB Type-C pe care îl vei folosi la încărcarea bateriei. În afară de cele trei butoane fizice care se regăsesc pe cele două cupe, trebuie să știi că FreeBuds Studio suportă și comenzi tactile. De exemplu, printr-o dublă atingere pe cască poți da play sau poți pune pe pauză, swipe în sus și swipe în jos pentru a crește sau micșora volumul, swipe de la dreapta la stânga și invers pentru a trece la următoarea melodie sau pentru a reveni la melodia anterioară. Printr-o atingere lungă a căștii poți respinge un apel sau când nu ai un apel poți opta între opțiunile activează asistent vocal și adaugă melodie la favorite. Tot din aplicație poți activa ca în momentul în care dai căștile jos, muzica pe care o ascultai să fie pusă pe pauză, iar în momentul în care le-ai pus la loc, muzica să fie reluată de unde a fost întreruptă. Căștile vin cu codecul L2HC integrat, suportând viteze de transfer de până la 960 kbps pe secundă. Așadar, fișierele audio sunt transferate fără a se pierde din calitate. FreeBuds Studio asigură până la 24 de ore de redare continuă sau în cazul în care ai opțiunea Active Noise Cancellation activă, ajunge până la 20 de ore. Încărcarea completă se face în aproximativ o oră. În cazul în care nu poți aștepta atât de mult pentru o încărcare completă, trebuie să știi că 10 minute de încărcare îți vor asigura aproximativ 25% autonomie. Prețul pentru FreeBuds Studio este de aproximativ 1300 de lei. Mult? Puțin? Eu aș spune că pentru primele căști over-ear lansate de chinezi în segmentul de top, Huawei a făcut o treabă tare bună. Design, claritate, funcția Active Noise Cancellation, autonomie bună, control tactil, nu sunt perfecte. Mai sunt lucruri de îmbunătățit pe partea de confort, basul, dar per total, FreeBuds Studio sunt niște căști excelente. Totuși, prețul mi se pare puțin cam mare, dar dacă ai șansa să le prinzi la ofertă, cu siguranță le vei aprecia. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut review-ul pentru Huawei FreeBuds Studio, apreciez un like, un share, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja și până data viitoare, numai bine!